E o manipulare. Ne așteptam să... la veșnica pomenire. Nu avea nicio șansă militară România. Anii 50 au fost ani de mizerie și de sărăcie, de umilințe. Era o luptă de supraviețuire pentru aproape toate familiile. Puțini funcționari de partid sau din securitate aveau anumite privilegii, iar restul populației era înfometată. Eram la țară, undeva între Snagov și Mănăstirea Căldărușane, acolo în copilărie. Munceam la ceape. 3 lei pe zi atunci. Totul era raționalizat. De la pâine, zahăr, ulei, marmeladă chiar și alimente de bază. Cum îi percepeau atunci românii pe sovietici? Îi detestau. Păi de ce credeți că iubeau? Că ce-au făcut, în afară că rușii jefuiseră țara, lăsaseră o amintire sinistră pe aici de asasinate și violuri. Na. Crezi că prin ruși românii atunci nu înțelegeau pe Dostoievski. Înțelegeau pe soldatul și pe oficerul sovietic. Eram copil când am cunoscut soldații sovietici, așa zici, eliberatori. Au venit într-o noapte, au dărâmat gardul, n-au mai intrat pe poartă și pe la 1-2 noapte au trezit toată casa ca să le dăm cameră. Da, vai, cam napa. Și mama s-a retras. Noi ne-am retras într-o cameră din spate și le-am dat soldații, ofițerului sovietic, sufrageria și parcă încă o cameră. O subliniere. Cizmele se vor purta la fel de mult, însă ținuta pe care o vor acompania va fi pantalonul bufant și cazaca. Prezentând aceste modele, fetele manechin trebuie să danseze firește și dansul potrivit. România se împotrivise cu succes încă din vremea lui Gheorghe Gheorghiu Dej încercărilor Moscovei de a dirija economia lagărului. Dej speculase în această direcție conflictul sovieto-chinez. Din 1963, lagărul socialist avea două centre de putere, Moscova și Pekin. În mod excepțional, românii, cu toate că făceau parte din KR și Tratatul de la Varșovia, întrețineau relații excepționale și cu China. Principiile politice externe românești au fost preluate într-o manieră și mai ostentativă de către Nicolae Ceaușescu. Cu ușile marilor cancelarii deschise, țara încheia profitabile acorduri comerciale cu parteneri din țările occidentale și Statele Unite ale Americii. Sunt cifre edificatoare, oglindă fidelă a unei realități. Sunt realități ale României anului 1968. ESA 9, răspunde la ESA 1. ESA 9, răspunde la ESA 5. Spune-mi dacă funcționează una din benzele 4 sau 3. Davija, am mai auzit? Ceea ce nu știau trăitorii României din acest moment era faptul că economiile țărilor despre care se spunea că alcătuiesc lagărul socialist, intraseră într-o criză economică între realitatea economică și cifrele de plan ale cincinalelor, se crea o tot mai mare diferență. După o jumătate de veac, anul 1968 încă fascinează cercetătorii. Atunci s-au produs tulburări în 30 de țări din Europa, Asia și din cele două Americi. În lumea întreagă s-au înregistrat importante schimbări datorate contestațiilor tinerei generații. Capitalismul nu arăta a fi cu un picior în groapă, ci mai viguros ca oricând. Țările cu regimuri comuniste declaraseră că dușmanul de clasă fusese zdrobit, că poporul a învins.
Și atunci, de ce exista încă cenzură, voia să știe poporul? De ce li se interzicea oamenilor să călătorească, ori să se stabilească în alte țări? Și mai ales, de ce Moscova își impunea în continuare supremația? Să urmărim acum o altă demonstrație de dans în prezentarea modii, așa cum o văd creatorii cehoslovaci pentru 1970. Ni se propune, în ceea ce privește moda, pentru 1970, un fel de joc de deghizare. Urmărind indicațiile modei, ați văzut că ne vom putea transforma în casaci, cowboy și șerifi, în tinere indiene sau chiar în școlăriță. Cehoslovacia anilor 60 era un stat foarte liber. Era un stat în care se putea discuta aproape orice. Un stat în care, practic, nimeni nu te mai închidea pentru un delict de opinie. Mai ales după ce a venit la putere Dubček. Cehoslovacia era un stat cultural vorbind și ideologic vorbind foarte occidental în momentul acela. În presa pragheză se cereau drepturile cetățenești ale liberei exprimări, scoaterea justiției de sub constrângerile politicului, garantarea intereselor minorităților. Se vorbea chiar de pluripartidism și se punea sub semnul întrebării rolul conducător al Partidului Comunist, realități de neconceput în lagărul socialist, unde Leonid Brejnev, liderul de la Kremlin, miza pe autoritatea consimțită a Moscovei în relațiile cu frații. În Cehoslovacia, ansamblul de reforme în care s-au implicat atât cetățenii cât și conducerea comunistă s-a numit Primăvara de la Praga. Răspunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. S-a spus că în Cehoslovacia era pericolul contra revoluției. Se vor găsi poate mâine să spună de adunarea noastră că oglindea tendințe contra revoluționare. Apoi răspundem tuturor că întregul popor român nu va admite nimănui să încalce teritoriul patriei noastre. Ceaușescu se temea că România va avea aceeași soartă. Cu câteva ceasuri înainte, se petrecuse ceva de neînchipuit pentru cetățenii țărilor frățești din organizația militară Tratatul de la Varșovia. În noaptea de 20 spre 21 august, Cehoslovacia fusese invadată de circa o jumătate de milion de soldați sovietici, bulgari, polonezi, est-germani și maghiari. Până dimineața trecuseră granițele aeriene și terestre ale Cehoslovaciei 29 de divizii, 7500 de tancuri și 1000 de avioane. Toate țările au rămas mute în fața deciziilor luate la Moscova, în afară de România. Nu există nicio justificare și nu poate fi acceptat niciun motiv pentru a admite pentru o clipă numai ideea intervenției militare în treburile unui stat socialist frățesc. La București, în 21 august 1968, Ceaușescu a trăit apoteoza puterii și a popularității sale. Discursul său, rostit din balconul sediului puterii, a părut un discurs generat de emoție, generat de o decizie care viza un înalt patriotism. Mulțimea aceea care se afla în fața lui părea conectată la discursul vorbitorilor. A fost primul și ultimul moment de această factură din istoria comunismului românesc. Un bun prieten al meu, medic, mi-a spus atunci că Ceaușescu a fost ca un voievod în fața oastei. Toată lumea era entuziasmată, sincer. Nu că am fi fost noi topiți după comunism, dar aveam impresia că, în fine, există o voce națională. Pentru mine a fost o mare uimire. O uimire a faptului că noul conducător comunist a dovedit atâta curaj
Mi s-a părut că e o mare îndrăzneală. Cum poate să spun așa ceva când noi până atunci lăudasem și preamărisem ajutorul multilateral sovietic, dezinteresat și toate adjectivele care curg din treaba aceasta? Personal zic că nici nu discutam între noi, că nu discutam. Nu spun mai multe. M-am gândit că trebuie să se bazeze pe ceva. Discursul de la balcon n-a fost ceva excepțional doar pentru România. A fost și un șoc la nivel internațional. Presa celuilalt lagăr l-a transformat într-un fel de campion al democrației. Iar el a avut foarte mult de câștigat încă o dată în acest context al războiului rece, când el oferea imaginea unei spărturi în lagărul comunist. Să răspăim câteva din aceste scrisori semnate de cetățenii. Cerem retragerea trupelor străine de pe teritoriul țării prietene Cehoslovacia. Mă asociez cu poporul cehoslovac pentru pace și libertatea sa. Sunt tată la 7 copii, Mihailescu, Marin. Am aflat cu indignare ocuparea teritoriului Cehoslovaciei de către trupele străine. Voi fi alături de poporul frate cehoslovac. Inginer Iliescu. Tovarășe Ceaușescu, noi, oamenii simpli, oamenii pădurilor, ne manifestăm de plină încredere în dumneavoastră și în simplitatea noastră vă asemuim marelui voievod al țării românești, Vlad Țepeș. Fie să ne îngăduiți să ne adresăm dumneavoastră cu formula Măria ta. Îmbrăcați cămașa de zale, schimbați-vă mereu locul de muncă, nu primiți în audiență decât o singură persoană. Întăriți-vă apărarea personală cât mai mult, căci imperialiștii v-au pus gând rău să vă răpească, sau poate și mai rău. Semnează Daniil Sihastru. Unii spun comandante, alții spun împărat, măria ta. Sigur, spun pe tovarăș, părinte al națiunii, tată al copiilor, etc. Nu sunt întâmplătoare, adică trebuie să înțelegem că 1968, din acest punct de vedere, reprezintă și începutul acelui cult al personalității care se va manifesta ulterior de-a dreptul supărător, ca să nu zic paranoic, în anii 80. Linia partidului s-a identificat complet, s-a asimilat și topit cu ființa fiecărui om, căruia este drag acest pământ și viitorul lui. Universitatea din Iași se găsește pregătită pentru a-și aduce contribuția ei. Vasile Cazar, artist emerit, laureat al premiului de stat. Sunt în întregime de acord cu poziția adoptată de către partidul și guvernul țării noastre. Mă numesc Bala Gheorghe, de meserie lăcătuș montator la întreprindere Unirea din Cluj. Ne angajăm că o să apărăm țara oricând va fi nevoie. România, care a cunoscut din plin urgia celor două războaie mondiale, consideră securitatea europeană ca o problemă vitală, de interes fundamental, în soluționarea căreia tineretul și poporul nostru văd o condiție de bază a desfășurării muncii sale pașnice. Între timp, Praga ardea. Invazia trupelor tratatului de la Varșovia îi prinsese pe liderii cehoslovaci în plină ședință. Pregăteau viitorul congres al partidului. Vestea i-a lăsat perplexi. Ce tragedie, ar fi zis Dubček. Nu mă așteptam la așa ceva, să-mi facă una ca asta tocmai mie, care mi-am consacrat viața colaborării cu Uniunea Sovietică. Este tragedia vieții mele. A fost însă și Brejnev surprins să afle că majoritatea conducătorilor nu era de partea invadatorilor cum se așteptase, cu atât mai puțin populația. La ora 4 dimineața, liderii partidului și membrii guvernului din Cehoslovacia au fost arestați cu pistolul la tâmplă de parașutiști sovietici. Seara, Dubček și alți reformatori au fost urcați într-un avion și duși în fața lui Brejnev. La Praga erau deja 30 de morți și câteva sute de răniți. Din rezistența pasivă a mulțimii răsăreau pe ziduri una după alta inscripții ostile. Ivan, go home! Lenin, trezește-te! Brejnev a înnebunit! Ori, cel mai adesea, de ce ați venit? Indicatoarele rutiere arătau o singură direcție, Moscova, 2000 de kilometri. Ziarele se tipăreau clandestin, iar posturile de radio apăreau ca ciupercile după ploaie. Eugen Ionescu de la Ager Press transmitea informații în România încă din momentul în care primul avion sovietic aterizase la Praga. În Cehoslovacia au fost trimiși de îndată încă 3 jurnaliști români. Ilie Ciurescu de la Televiziunea Română, Dumitru Tinu de la Scânteia și Romus Căplescu de la Ager Press. Am ajuns la Praga pe căi ocolite, prin granițile erau închise. Ce se poate vedea într-o ocupație? Prezența hainei militare și armelor la tot pasul,
tunuri și tancuri amenințătoare, restricții de circulație, o condamnare tacită, pentru că a dorit să se evite orice vărsare de sânge și orice reacție dură a trupelor de ocupație. Am văzut cum se scriau tot felul de mesaje cu cretă, cu cerneală, cu tușuri și uneori chiar cu sânge pe întregul perete al străzilor, în special pe Václavský náměstí, principalul bulevard din Praga. Back in 68, one or two days before the Soviet invasion in Prague, you had just arrived home back from Romania. How was the exact moment when the Soviets got into Prague? You mean how I received the news? Right. Okay, so you are right. I just got back from Romania. Mm-hmm. And I think, in fact, it was the next day. I went to sleep, and it must have been, it was dark. 3-4 o'clock at night, the telephone rang. Mm-hmm. I pick it up. It was my friend, girl. She said, Russians are here. I said, okay. I went back to sleep. So you thought it was a joke? Yeah. I thought she was drunk, or so she needed to call me 3 times to convince me that it is true. Wow. So she said, listen, you idiot, go, open the window, and listen. So I went, I was in the basement like this, my window were up, so I climbed there, I opened the window, and I could hear heavy airplanes flying every mm-hmm. 2 minutes. So I realized something was going on. So you took around 5,000 photographs. I can't tell you exactly how it was, but it was about 200 films, I think. În ziua de 21 august, ne aflam în localitatea Poprad de la poalele munților Tatra, și eram în ultima zi a șederii noastre în Republica Socialistă Cehoslovacă. Ieșind în stradă, am observat coloane mari de tancuri și mașini militare care treceau în permanență pe străzile acestui mic orășel, dinspre graniță, înspre partea centrală a țării. În centrul orașului am văzut populația, în special tineri cehi, urcați pe tancurile sovietice care staționaseră în mijlocul orașului. Populația le spunea că în țară nu este nimic, ce caut aici și că să se întoarcă de unde au venit. Ceaușescu fusese informat oficial despre invazia Cehoslovaciei la scurt timp după producerea ei. Era ora 3 a dimineții de 21 august, când un lucrător al ambasadei sovietice a venit cu informarea la sediul Comitetului Central. Scrisoarea a fost transmisă la București în numele conducerii partidelor comuniste din Bulgaria, Ungaria, Germania de Est, Polonia și URSS. Spunea în ea că Cehoslovacia este amenințată de o contrarevoluție și că majoritatea conducerii comuniștilor cehoslovaci li s-a adresat cu rugămintea apărării socialismului în acea țară. La ora 6:30 a început ședința conducerii partidului. Ceaușescu le-a spus cum primise vestea și că Dubček, liderul comuniștilor cehoslovaci, îl însărcinase pe unul dintre subalternii săi să ne informeze că invazia s-a produs fără acordul și mai ales fără știrea lor, că populația Cehoslovaciei exprimă cereri ca să opună rezistență. Conducătorii însă nu intenționează să se adreseze invadatorilor, dar, zic ei, ar fi bine ca în România, ca membra tratatului de la Varșovia, să se facă ceva. Participanții la ședință au fost unanim de acord cu condamnarea publică a agresiunii celor 5 state socialiste împotriva unui stat frate. După ce a obținut acordul conducerii partidului la ora 1 după amiaza, Ceaușescu s-a adresat celor 100.000 de români adunați în fața Comitetului Central. Plenară Comitetului Central al Partidului. Era un lider tânăr, era cel mai tânăr din galeria aceasta a capilor lumii comuniste, împlinise în acea iarnă 50 de ani. Apărea ca un tip foarte energic în acea perioadă de începuturi ale puterii sale.
până și mișcarea aceea sacadată a lui, a mâinii drepte, atunci când își ținea discursurile, părea asociată cu un acces suplimentar de energie. Nu pronunța corect unele cuvinte, făcea niște dezacorduri. Zvonerii își făcuseră bine treaba și răspândiseră teoria că el avea niște leziuni ale corzilor vocale din cauza unor chinuri suferite în închisorile Burghezo-Moșierimi sau că fusese atins de un glonte în timpul unei confruntări cu forțele siguranței burgheze. În acei ani ai războiului rece, poziția lui Ceaușescu era foarte agreată de consilierii și analiștii lagărului capitalist. Între frați însă, era privit ca un pericol mai mare decât cel reprezentat de reformele pragheze. Premierul sovietic Alexei Kosygin considera bunăoară că liderii praghezi sunt mai docili decât Ceaușescu, Tito sau Castro. Pe sovieticii irita mai ales semeția lui Ceaușescu de a se comporta, atitudinea lui, prin care spunea că este egalul lor. Semeția aceasta însă, manifestată cel mai puternic în după-amiaza zilei de 21 august 1968, a adus lui Nicolae Ceaușescu și Partidului Comunist Român adepți neașteptați. Intelectualii, artiști, care nu făceau parte din partid, ba chiar aveau un trecut, să zicem, controversat, au făcut cereri de înscriere în partid. Menționez câteva cazuri. Paul Goma, Alexandru Ivasiuc, Aurel Dragoș Munteanu, Ana Blandiana, Marin Preda. Am hotărât ca începând de astăzi să trecem la constituirea gărzilor muncitoresc, tărănesc și din intelectual, apărător a independenții patriei noastre socialiste. A fost suficient doar acest unic semnal ca în întreaga țară mii de bărbați și femei de diferite vârste și profesii să facă cereri de înrolare în gărzile patriotice. Potrivit documentelor de arhivă, până în seara de 22 august se formaseră gărzi patriotice în 3180 de unități economice și instituții, însumând aproape 200.000 de componenți. Cererile au continuat. A fost nevoie ca armata să emită un ordin prin care să limiteze numărul lor. Gărzile acestea patriotice însemnau să introduce armata la femei prin anii 70. Gărzile acestea patriotice însemnau că de fapt tu poți să mobilizezi toată populația României în cazul unui război. Probabil ni s-ar fi ordonat ca la sovietici în timpul celui de-al doilea război mondial. Înainte sau te împușca din spate. I se punea o armă oricui în mână. Se pregătea și invazia României? Conform informărilor adresate lui Ceaușescu la începutul lui august 1968 de către securitate, rezulta că lațul se strângea și în prejurul țării noastre. La granițele României cu sovieticii erau masate trupe cu un efectiv de 235.000 de militari. În dreptul gurilor Dunării și litoralului românesc al Mării Negre staționau nave ale flotei militare sovietice. Și granițele cu Ungaria și Bulgaria erau învăluite de amenințarea trupelor dispuse de cealaltă parte. Ținând cont de aceste date, fără a înștiința pe ceilalți componenți ai nucleului de decizie, Ceaușescu făcuse niște pregătiri. S-au creat câteva divizii ale armatei în zona colinară, 8 batalioane noi de trupe de securitate. S-a cumpărat o mașină din RFG echipată pentru transmisiuni speciale. S-a schimbat cifrul de stat și s-a făcut planul organizării gărzilor patriotice. Când Ceaușescu le-a anunțat imediat după invazie, acestea existau deja pe hârtie. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat despre situația deosebit de gravă creată ca urmare a pătrunderii forțelor armate ale unor țări socialiste. E cum? Când România, stat participant la tratatul de la Varșovia, nu este informat că va avea loc invazia. 2. Nu participă la invazie. 3. Condamnă această invazie public. Să putea să nu existe riscuri? Eram conștienți de riscurile care există. Amenințarea era reală, populația de rând era îngrijorată, era temătoare, sursele CIA indicau faptul că se pregătea o invazie sau măcar o intimidare, un plan de intimidare bine pus la punct.
Mi-am avut informații foarte precise, domnule Lemnaru, date de organele de apărare, organele de armată, organele de securitate, până la concentrările de trupe. Nici nu trebuia să ai informații. Cu ochiul liber se vedeau tancurile concentrate la malul Prutului. Cu ochii liberi se vedeau tancurile concentrate la Dunăre. Cu ochii liberi se vedeau trupele concentrate la Tisa. La Tisa. Eu am fost asediat atunci în Cehoslovacia de toți corespondenții străini aflați la fața locului, cerându-mi expres să dau telefon în țară și să întreb dacă cumva s-a produs ceva și a fost invadată și România. A fost România în pericolul de a fi invadată? Opiniile sunt diverse. Arhivele Tratatului de la Varșovia și arhivele Kremlinului nu ne stau la dispoziție. În cele din urmă, însă, Casa Albă a transmis un mesaj din care reieșea că sovieticii ar fi bine să se abțină de la alte acțiuni belicoase. Și-a dat și Brejnev seama că întrecuseră măsura și că KGB-ul îl dezinformase în bună măsură, exagerând pericolul contrarevoluției din Cehoslovacia. În august 68 eram militar la o unitate militară de artilerie din Timișoara. În noaptea de 20 spre 21 august s-a dat alarma de război. Deci așa s-a spus. Când a intrat în dormitoare, ofițerii au spus alarmă reală de război. A spus atunci că ne atacă armata americană, că ne atacă americani. Deci când s-a dat alarmă, noi așa am crezut. Și a durat aproape 3 luni de zile, nu am avut voie să... Dormeam echipați, cu armamentul pe noi. Deci automatul la cap patului și centura, decât dacă slăbeam centura, dar era cu portul ăla, cu 90 de cartușe care le aveam în echipament. Deci dormeam în pat, îmbrăcat. Nici nu aveam voie nici să slăbim țiretul la bocan. Vă simțeați pregătit atunci să mergeți pe front? Și era, nu aveam nicio scăpare. Ce puteam să facem? Trebuia să executăm ordinele. Ne așteptam să... la veșnica pomenire, într-un fel sau altă. Din păcate, România n-a fost și nu este o putere militară. Totuși, Uniunea Sovietică, ea însăși, plus Tratatul de la Varșovia, era o mare forță, era un bloc politico-militar, deși militar. Desigur că va putea fi invadat în câteva zile și era înconjurat doar de inamici. Puteau să fie atacați de sovietici de la est și de la nord, de la vest de maghiari, de la sud de bulgari. Nu avea nicio șansă militară România. După ce a intrat rușii în Cehoslovacia, s-a dat alarmă la noi. La o lună de zile a venit un leap nou care a trebuit să intre în cadrul armatei. Cei care trebuia să libereze primise haine civile. Se îmbrăca seara civil și pleca în oraș. Cei care erau noi erau și speriați, că ei spuneau, domne, că vine și nu știu ce și ne atacă. Erau locajuri individuale de 10 în 10 metri, erau locajuri. Adică o groapă de stătea cu armă acolo. Când ei veneau bețe, nu mai se uitau, că să vină pe poartă și să s-a răgat. Astea tinerii soldați care erau atunci de o lună de zile încorporați, trăgea și executa. Cel mai mult a fost 7 omorâți într-o singură seară la o unitate de infanterie. Cu doar 5 zile înainte de invadarea Cehoslovaciei, Ceaușescu s-a întâlnit cu Dubček la Praga pentru a semna tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală cu o durată de 20 de ani. Vizita aceasta și conferința de presă au fost extrem de mediatizate. Se spune despre prietenie că este o problemă de inimă. Cred că nu subapreciez cu nimic acest simțământ omenesc, dar vă spun că este și o problemă de înțelepciune și în cazul în care este vorba despre relațiile dintre diferite popoare și o problemă de mare răspundere. Nu credeți că ar fi bine ca în cazul Tratatului de la Varsovia să se lămurească când este necesar să se vină în ajutorul unei țări? Tratatul este foarte clar în această privință. Varsovia nouă e pământul al lui Iartna și nu este nevoie de nicio lămurire.
Není potřeba žádného vyjasňování. Je přijat pentru a face față unui atac din afară a unei țări imperialiste împotriva unui stat membru al tratatului. Am avut norocul să intervievez de-a lungul timpului mai mulți foști demnitari implicați în aceste evenimente. Ion Stănescu, în calitatea sa de ministru de interne, mi-a spus că ei știau de proiectata invazie. Avea o sursă care era un polonez, care era un înalt funcționar în instituția tratatului de la Varșovia, care le spusese că se pregătește această invazie. Stănescu spunea că l-a informat pe Ceaușescu. Ceaușescu i-a cerut lui Stănescu să-i pregătească o scurtă informare pe care să poată să-i o predea lui Dubček în timpul vizitei pe care o făceau la Praga. Dubček a primit scrisoarea, a citit-o și cu un zâmbet foarte larg i-a spus lui Ceaușescu într-o întâlnire bilaterală să vină că o să-i primim cu flori. Un răspuns foarte diplomatic, care ar fi putut să ajungă frumos la urechile sovieticilor, dar care în același timp denotă că nu-i venea să creadă că se poate întâmpla un astfel de lucru. Toți cunoaștem, dar Münchenul a fost o mărturie crudă că singuri nu suntem capabili să apărăm țara noastră în cazul unei agresiuni imperialiste. Tocmai de aceea considerăm întărirea prieteniei noastre cu Uniunea Sovietică, cu poporul ei, care se bazează pe tradiții profund existente în conștiința poporului noastră, drept un interes de prim ordin, putem spune capital al poporului nostru. Dubček a crezut până în ultima clipă în sprijinul și prietenia Uniunii Sovietice. Atât el cât și ceilalți lideri praghezi își afirmau cu orice prilej adeziunea la Kair și la tratatul de la Varșovia. Suntem și vom rămâne un membru de nădejde al tratatului. Țara noastră are un interes vital în apărarea păcii, în înlăturarea unui conflict armat, în primul rând, pe continentul european. Înainte de invazia Cehoslovaciei, au avut loc mai multe întâlniri între țările tratatului de la Varșovia, fără ca România să fie invitată. Pe România, așadar, ceilalți nu se mai bazau. Au existat totodată manipulări secrete care au declanșat în fapt invazia. Unul dintre delegații cehoslovacii scria lui Brejnev solicitând ajutor frățesc. Alții antireformiști îl foloseau ca intermediar pe prim-secretarul ucrainean cu aceeași cerere. Într-o nouă întâlnire, de la care au lipsit reprezentanții României, în schimb au fost prezenți conducătorii Cehoslovaciei, s-a perfectat o adevărată capcană. Cei șase acum au dat o declarație comună prin care recunoșteau că problemele socialismului sunt ale tuturor, că toți sunt răspunzători de chestiunile care au loc într-o anumită țară. Prin aceasta, liderii Cehoslovaciei își semnaseră propria condamnare, declarându-se de acord implicit cu cele care vor urma. Din discursul public al lui Ceaușescu, românii au înțeles că liderii lor fuseseră invitați să participe la acea invazie, dar că ei refuzaseră, că se împotriveau, adică amestecului unei puteri străine în politica altei țări. România nu a fost invitată să facă parte din rândul țărilor care au participat cu armate, din rândul celor cinci la invadarea Cehoslovaciei. I s-a ascuns această acțiune. I s-a ascuns această dată. Mai târziu însă a fost o manipulare sovietică de discreditare a lui Ceaușescu, prin care s-a spus că poziția lui în 1968 a fost una comandată de sovietici să-i se creeze o aură de disident pentru a fi luat în brațe, pentru a putea penetra celălalt lagăr ca un fel de cal troian, ca prin intermediul românilor, a acestei deschideri către români, românii să fure tehnologie de înaltă clasă, să facă spionaj economic
de care să profite în primul rând sovieticii și toți ceilalți din lagărul comunist. E o manipulare. Nu se poate spune însă că după invazia Cehoslovaciei, Ceaușescu nu era cel puțin panicat. În timpul festivităților de Ziua Națională a României de atunci, s-a pus la cale o întâlnire ultra-secretă cu Tito la Vârșeț. La încercarea lui Ceaușescu de stabilirea unei alianțe secrete în cazul în care România ar fi invadată, liderul iugoslav s-a eschivat. Pe ajutorul lui Tito, Ceaușescu putea să conteze doar în deschiderea frontierelor Iugoslaviei dacă vor fi atacați. Ospitalitatea urma însă a fi acordată unor români dezarmați, sub formă de azil politic, adică nu vor putea lupta pe teritoriul Iugoslaviei. Ca un pățit ce fusese în anii schismei cu Stalin, Tito l-a sfătuit insistent pe Ceaușescu să-și ia serioase măsuri de protecție personală. În schimb, chinezii s-au angajat ca în cazul unui conflict în România să ajute chiar și cu tancuri românii. Deci situația ar fi putut deveni explozivă, s-ar fi putut chiar genera începutul unui război, unui alt război mondial. Atât chinezii cât și americanii l-au susținut pe Ceaușescu în demersul său de a condamna invazia trupelor Tratatului de Varșovia asupra Cehoslovaciei. Președintele Lyndon Johnson se afla la o întâlnire prin Texas și, luat prin surprindere oarecum de evenimente, este cu o declarație ruptă din context oarecum, nu avea legătură cu discursul său, să nu asmuțim câinii războiului. După ce au fost arestați și duși la Moscova, liderii cehoslovaci au fost puși să semneze acordurile de normalizare. La 5 zile după invazie, în 26 august, i-a condus la aeroport însuși Brejnev. A doua zi, la Praga, Dubček liniștea populația așa cum convenise la Moscova. Vor întârzia o vreme proiectele de reformă, a asigurat el cetățenii, iar trupele străine se vor retrage. La scurtă vreme după trimiterea ca ambasador la Ankara în 1970, Dubček a fost exclus din Partidul Comunist. Până la Revoluția de Catifea din 89, Dubček a trăit într-o slujbă modestă. A decedat într-un accident rutier în 1992. La monumentul ridicat pe locul unde și-a pierdut viața, trecătorii pun și acum flori. Vă rugăm, tovarăși, să vă întoarceți la activitatea dumneavoastră și aveți încredere că vă vom ține la curent cu desfășurarea evenimentelor. Deși Ceaușescu promite că îi va ține la curent pe cetățeni, despre invazia Cehoslovaciei nu se va mai vorbi în discursul public până după 90. Cum ar fi putut Ceaușescu dintr-o altă țară să-și continue protestele când populația din țara respectivă nu o face și conducerea acestei țări își ia angajamente de normalizare, adică de renunțare la reforme? Inclusiv în presă, după acel meeting din august 1968 celebru, nu se mai vorbește foarte mult de primăvară de la Praga. Oricum Ceaușescu se temea ca societatea să nu fie inflamată în spirit reformist. El a avut, într-adevăr, sprijin popular nemai întâlnit vreodată în istoria comunismului românesc, dar era și o teamă de reformă reală. Primăvara de la Praga era un set de reforme mult prea modern pentru ceea ce vrea să facă Ceaușescu din România. Lui a servit foarte bine politic să aibă o poziție de frondă, însă nu și-ar fi dorit ca populația să fie inflamată de ideile primăverii de la Praga. Care au fost relațiile lui Ceaușescu cu Brejnev după momentul 68? La fel de proaste cum au fost de la început și la fel de perturbate de tendința și hotărârea cu care Ceaușescu se încăpățâna să promoveze existența de sine stătătoare a fiecărui partid, de neamestecul în treburile interne și principiile adevărate ale relațiilor dintre state. Au fost într-o adversitate permanentă. Ceaușescu bate într-una monedă pe
aceste principii ale independenței, suveranității naționale. La un moment dat, Brejnev se va înfuria și va spune, m-am săturat de acest discurs în care într-una vorbește care, ca și cum ați fi atacați. Dar cine vă atacă? Că nu vă atacă nimeni. Și va face în același timp niște eforturi de normalizare a relațiilor cu sovieticii, reproșându-le de fapt că dacă ar fi avut acele motive atât de serioase despre care ei vorbeau de invazie, de ce le-au ținut secrete? Здравствуйте, дорогие юные друзья! Поздравляю всех вас с Новым годом! Организация Объединенных Наций, которая объединяет почти все государства Земли, решила провозгласить его годом ребенка. Брежнев не может быть никогда за инвазию из Чехословакии. В банках в эпохе он называл Большой танкист. Потому что nu avea de ce, făcuse o agresiune, însă în accepțiunea lui, așa cum reiese și din documentele oficiale, a dorit să readucă pe drumul cel bun o oaie rătăcită. Toată această invazie a fost în interesul Cehoslovaciei pentru că a apărat cu cerile socialismului. Sovieticii făcuseră o gravă încălcare a principiilor tratatului de la Varșovia. În primul și în primul rând, pentru că acest tratat, și Ceaușescu va spune în conferința de presă de la Praga, această alianță militară suprastatală era concepută în scopul unei agresiuni din exterior a unei țări imperialiste împotriva unui stat comunist. Nici de cum împotriva unui stat frățesc. În anul 2009, Cristina Diac, Florin Răzvan Mihai și Ilarion Țiu, sub coordonarea Laviniei Betă, au documentat pentru Jurnalul Național evenimentele din august 68. Informațiile descoperite au fost atât de multe și de surprinzătoare, încât nu au putut fi cuprinse doar în paginile unui ziar. Volumul 21 august 1968, Apoteoza lui Ceaușescu, lămurește multe dintre culisele acelei veri fierbinți. Cu toate acestea, autorii recunosc că până acum nu există nicio lucrare de specialitate consacrată invadării Cehoslovaciei care să fie documentată pe baza arhivelor sovietice. Într-adevăr, asta e farmecul istoriei și meseriei de istoric, tot timpul apar informații noi. Cu toți așteptăm la un moment dat ca arhivele Rusiei, arhivele sovietice ale fostului statului să fie accesibile. S-au desecretizat informații chiar pe site-ul CIA, dar ele sunt fragmentare și multe dintre ele nu sunt accesibile online. Ce s-a întâmplat cu Ceaușescu între august 1968 și decembrie 1989? Cum de-a știut dinainte că Cehoslovacia urma să fie invadată, iar în 1989 nu a anticipat nimic din evenimentele ce aveau să urmeze? În 1989 nu mai voia să știe nimic. Plecând de la acel 1968, de la momentul de glorie, a avut într-una impresia că el este cel mai înțelept, cel mai potrivit, este clar văzătorul din lagărul comunist. El se credea și mai ales ea se credeau veșnici, se credeau nemuritori și credeau mai ales că sunt iubiți de popor, în principal de muncitori, care reprezentau majoritatea, tot atât de iubiți cât fuseseră în 1968. Entuziasmul acela a zice că a avut o tentă importantă până în anii 80, când a început mizeria. Adică, pe scurt, nu se mai găsea mâncare la copii. Cozi, frig în casă, restricții din ce în ce mai mari. Mi-aduc aminte că eram nevoit să dau pe meditații pentru a hrăni copii pe brânză. Pentru mine primul semnal a fost că s-au redus numărul de becuri de lumină.
Revoluția din 89, eram la serviciu, atunci am crezut că fac un far de bucurie. Era ceva de... când îl vedeam, aș fi fugit din țară. Faptul că România nu a participat la invazie în 1968 a început să fie privit ca un element de importanță, de însemnătate din ce în ce mai mică, aproape neglijabilă. Ceea ce făcea Ceaușescu, această dictatură de tip stalinist din ce în ce mai puternică, era mult mai important acest aspect pentru cehi și slovaci decât amintirea faptului că acum 10 ani, acum 15 ani, România nu ne-a invadat. România era pentru ei, în anii 70, în anii 80, în special, un stat dictatorial. Ceaușescu, un dictator. Mulți intelectuali cehi consideră în acest moment, da, păi românii nu ne-au invadat în 1968 pentru că Ceaușescu nu a fost invitat să ne invadeze. Dar dacă Brejnev l-ar fi chemat și pe el, probabil că ne-ar fi invadat. În lagărul comunist, tema invaziei a fost scoasă din discursul public până în decembrie 1989. Există însă și o anume simetrie între acel moment de glorie din vara lui 1968 și iarna lui 1989. În 4 decembrie 1989, Gorbaciov i-a convocat pe reprezentanții în tratatul de la Varșovia la Moscova pentru a da o declarație comună prin care condamnau ceea ce se întâmplase în 1968. Ceaușescu a refuzat să o semneze, a spus că el nu are de ce să o semneze pentru că nu participase la invazie. A cerut în schimb să se discute de ce sunt în continuare în țările respective trupe sovietice. I s-a răspuns într-un final că nimeni nu-și dorește ca acele trupe sovietice să iasă și că nu este un moment potrivit pentru aceasta. Gorbaciov a cerut apoi o pauză pentru consultări. Pentru Ceaușescu era pauza dinaintea sfârșitului. Am primit un telefon de la Moscova, de la președintele Gorbaciov, care a ținut și verbal. El ne-a transmis în scris un mesaj de prietenie, de solidaritate, de sprijin. Și a vrut și verbal să ne transmită aceleași sentimente calde de prietenie, de solidaritate, de sprijin a mișcării noastre, de transformare revoluționară.